Pentru cei care nu au prins prima ora emisiunii noastre, facem o scurtă recapitulare. Discutăm despre absolut spectaculosul caz al fostului polițist Victor Stoica, un polițist model până la urmă, așa cum spunea chiar șeful lui, și care a muncit zeci de ani în poliția română și a făcut datoria cu conștiinciozitate. Ulterior, în urma unei situații cel puțin ciudate, omul a ajuns la psihiatrie, bătut, sedat, mutilat, a fost găsit printr-un mare noroc, dar și prin o abnegație demnă de Cartea Recordurilor, de mama sa, o bătrânică de 70 și ceva de ani, doamna Aritina Stoica. Ulterior, sigur că cei care erau acolo diriguitori ai spitalului s-au gândit împreună cu instanțele de judecătorești, chiar s-au gândit că omul nu avea ce să caute de fapt în spitalul de psihiatrie și printr-o sentință judecătorească a fost trimis bine mersi acasă, unde toată lumea susținea că s-ar fi vindecat. Apoi, sigur, într-o perioadă relativ scurtă de timp, el a semnat tot ceea ce era de semnat pentru a transcrie, a transfera, de fapt, toate drepturile de proprietate pe care le avea asupra casei și chiar și pensia către soția lui, și în final a dispărut. Și dispărut a rămas oameni buni de ani de zile. Discutăm despre acest caz absolut spectaculos, un caz care a adus multă cerneală în ziare și multe vizualizări pe net sau audiență la televizor. Un caz pe care nimeni deocamdată nu a reușit să îl finalizeze. Este o adevărată elodie. Toată povestea asta în imagini îl aveți pe Victor Stoica atunci când era încă prezent. Astăzi nu știm decât că e dispărut, nu știm nici dacă e viu, nici dacă e mort, nici dacă e în vreun spital de psihiatrie, nici dacă soția lui a fost cea care i-a făcut de petrecanie, cum zic românii. Dar cert este că, practic, poliția română a adus-o la detectorul de minciuni de două ori și se pare că ar fi ieșit foarte ok. Nu au avut ce să-i facă. Am dat publicității astăzi biletul holograf pe care Victor Stoica l-a lăsat, se pare, după spusele soției, atunci când a plecat de acasă. Un bilet nedatat, un bilet care spune că s-a hotărât să plece și a și găsit în străinătate un loc de muncă la o fermă și va reveni, desigur, atunci când va recupera niște bani pe care i-ar fi pierdut la vânzarea unui apartament care era cu niște rate la o bancă și așa mai departe. Problema este că semnătura de pe acest document nu seamănă cu semnătura lui. Nu știm în acest moment, de asemenea, dacă a fost supus acest bilet unei expertize grafoscopice. Sperăm să aflăm de la diriguitorii poliției române în zilele următoare. Ceea ce știm este că biletul, așa cum este el, nu prea pare a fi scris, din modestele noastre cunoștințe, desigur, de către dispărut sau de către cel care fusese în spitalul de psihiatrie. Și discutăm aceste lucruri cu doamna Florentina Ion, parapsiholog și psihoterapeut, cu domnul senator Marinescu și cu împricinata, dacă putem spune așa, bătrânica extraordinară, doamna Aritina Stoica. Doamna Aritina Stoica, ce ar mai fi de spus în acest moment? Ce demersuri vreți să faceți? Că am omis pentru telespectatorii noștri de la cea de-a doua oră de emisie să spun că ați angajat o avocată, dar care nu ne răspunde nici măcar nouă la telefon, dorind să o introducem în direct pentru a ne semnala, știu eu, chestiuni mai tehnice din acest caz, nu că nu le-am ști noi. De ce credeți că după ce i-ați dat banii, iată, nu vă răspunde? Ceva se întâmplă. Ceva se întâmplă. Da. Suspectați o conspirație, ceva, da, așa? Adică s-au unit niște forțe din spate. Da. Credeți că e vorba de ceva mai mult decât amantâcul ăsta? Da. Pentru că asta e, de fapt, o poveste care a pornit de la faptul că el a fost acuzat de
un fel de psihoză. Dacă aș fi mai precis, dar aș citi... El, după ce a dispărut, de ce i s-a mai făcut două procese? Unul în mai și unul în noiembrie. Într-adevăr, da. Asta este... Uitați că ea e... Demn două de procese studiat. Care el nu s-a prezentat la niciunul. Ca să fac precizările și în acest sens, practic, un procuror a dat o rezoluție ca el să fie internat în spitalul de psihiatrie. Instanța a infirmat această solicitare a procurorului și ulterior a fost scos din spitalul de psihiatrie. Dosarele au continuat, s-a mai constituit încă un dosar. El a fost eliberat, desigur, s-a dus acasă și după aia a dispărut. În timpul dispariției lui, adică în perioada asta, s-a mai făcut un dosar și s-a tot cerut internarea lui. Dar internarea cui? Să pune problema. Pe cine să internezi dacă omul e dispărut? Era dispărut. Domnul Lazarus, interesant ar fi dacă soția lui l-a dat dispărut. Deci l-a dat dispărut soția. Păi l-a dat, cred nu, că l-a dat după mine. L-am dat eu dispărut. Dumneavoastră l-a dat, dar soția lui nu l-a deci dat. Deci este exact același caz ca Cioacă. Ca Cioacă, da. Deci părinții Elodiei se sesizează primii că fata lor nu este. Exact. El da. Îi ține în șac 6 zile ca să-și aranjeze apele și după aceea vine și el și o dă dispărută. Dar ei deja în alea 6 zile remarcaseră faptul că femeia era dispărută și începuseră demersuri. Așa și doamna Aritina. Ea a sesizat că nu mai era, că el nu mai era și soția n-avea nicio treabă că el nu mai era. Pentru că, iată, soția susține că a rămas cu un bilet de la el. Care bilet e discutabil dacă e de la el, având în vedere că nu e datat și că nu, adică sună așa mai curând un bilet de sinucigaș decât al unuia care pleacă la muncă. Adică nu-ți faci și tu valiza înainte să pleci în nu știu ce țară. Mă iertați, domnul Lazaru, vă rog, doamna Florentina. Doamna Aritina, știți că băiatul dumneavoastră, Victor, a avut tentative de sinucideri în urmă cu mai mulți ani? Da, am auzit. Am auzit, dar nu. Dar nu știți? Nu știați? Mi-a spus chiar prietenul lui. Și cine l-a internat atunci? Că prietenul lui a fost cu el. Înainte de a ieși la pensie, nu? Când era în activitate, a avut tentativele astea de sinucidere. Cam 2011, cam așa. 2011, uite, 2012. Haideți să vă citesc ceva foarte interesant din această adresă către parchetul de pe lângă judecătoria Târgoviște, care este de fapt un raport de expertiză medico-legală psihiatrică. Și zice așa, în anul 2013, cum rezultă din ordonanță, învinuitul prin intermediul telefonului mobil, dar și în prezența soției părții vătămate, l-a amenințat pe numitul, nu o să-i dăm numele, că nu știm cum s-a finalizat această poveste, că dosarul de fapt de amenințare nu știm unde e, s-a pierdut în neant undeva. Până la urmă a ajuns la povestea asta cu internarea. Deci s-a plecat de la un dosar de amenințare, un dosar penal și s-a ajuns la internarea în spitalul de psihiatrie. Dar esența problemei cum s-a finalizat? Că asta n-am înțeles. Deci susține că l-a amenințat cu niște acte de violență de natură a ileza integritatea fizică, atât a sa cât și a membrilor familiei sale. Amenințări care i-au produs părții vătămate o puternică temere, mai ales că învinuitul este cunoscut cu probleme psihice. Nu am înțeles de unde era cunoscut cu probleme psihice, pentru că problemele psihice erau acolo, în derulare, când l-au internat. În fapt, începând cu luna februarie, învinuitul, pe fondul unor discuții cu soția sa, numita Stoica Mihaela, a început să-i adreseze amenințări cu moartea părții vătămate. Gabi, să-i zicem, părții vătămate, acuzându-l pe acesta că a avut o relație cu soția sa, numita Stoica Mihaela. Și că numai pentru acest lucru o să-l distrugă pe el cât și familia sa. Deci aici sunt niște discuții care nu au niciun suport. Adică nu există înregistrări, nu există ceva concret. Probe în sensul ăsta. La data de 27.3.2013, învinuitul a purtat o convorbire telefonică cu partea vătămată. Am fi interesați dacă această convorbire telefonică ar fi și înregistrată, pe care ulterior a pus-o la dispoziția organelor de poliție. Iată, avem și răspunsul.
în care învinuitul Stoica Victor îl amenință în mod direct că îl distruge pe el și pe familia sa dacă nu îi va pune la dispoziție listingul convorbirilor telefonice purtate în ultimele 6 luni, din care să reiasă faptul că nu a avut o relație conjugală cu numita Stoica Mihaela. Deci probabil că el știa ceva în legătură cu listingul telefonului. În data de 29-a 3-a, în jurul orelor 13, după ce anterior învinuitul a văzut desfășurătorul cu convorbirile telefonice, i-a dat un nou mesaj de amenințare părții vătămate cu următorul conținut: să nu credeți că m-ați păcălit cu listingurile de la Vodafone. Mă rog la Dumnezeu să nu aveți parte de cei doi copii. O să vă pară rău mai târziu că nu ați fost cinstit cu mine. Să țineți minte acest mesaj. Nu vă poate ajuta nimeni. Tu te-ai fi putut ajuta fiind cinstit, nu falsificând listingurile. Acum, de unde știa el că ar fi falsificat partea presupusă vătămată listingurile, nu-mi dau seama. Astea sunt lucruri care au fost reținute în... Ăsta nu e, dar eu... Ordonanța procurorului. Procesele care s-a făcut după ce l-am dat eu dispărut, de ce i s-a mai făcut procese? Aia a fost... Doamna, asta mă interesează. Dar aveți un nepot până la urmă. Deci, băiatul dumneavoastră, Stoica, da? Victor, da? Are un fiu. Da. Am înțeles că e mare și e tot avocat. El Nu știu dacă e avocat. Nu știu ce manager, a zis, avocat, ceva manager. Bun, n-ați vorbit cu el, că am înțeles că are o vârstă, 26 de ani. Păi n-ați vorbit cu cine cu el, să vorbești? Că nu vorbește. Cu nepotul dumneavoastră să nu vă spune, păi el nu-l interesează de taică-sul, să spună dumneavoastră... Păi el știe unde e taică-sul cu maică-sa, ce să mai vorbim? Dumneavoastră bănuiți că ei păi împreună, știu, în cârdășie, poate și da, cu alții și cu amantul, da, l-ar fi omorât, cum este cazul, cum se specula și la el. Omorât, eu cred că dacă e omorât, e omorât la Pucioasa, la spital. Acolo l-a, da, l-a omorât. Că de ce? Doctorița n-a mai fost, doctorul Trandafir și-a dat demisia, nu mai e la spital, și doctorița care a fost la ea internat, el, n-a mai venit la serviciu. Dar Târgoviște la dumneavoastră e un oraș blestemat. În ziua de Crăciun, în 89, l-a omorât pe Ceaușescu, pe nevasta. Acum aflăm că s-ar putea, Doamne ferește, și să fie omorât și băiatul n-o dumneavoastră. Dar spuneți-mi, el a anchetat cumva niște cazuri de corupție sau niște infracțiuni? Păi nu știu, domnule. Da, uitați ce mai reținem din ordonanța procurorului, niște citări foarte interesante. Zice că au fost puse la dispoziție aceste înregistrări din partea părții vătămate pe un suport de stocare. Deci, practic, în câteva rânduri, când au vorbit un domn Gabi, să-i zicem, l-a înregistrat. Zice Stoica: bă, ți-am zis eu că-ți fac rău? E bine, o să vezi tu cum te aranjezi eu pe tine. O să vezi tu cum te aranjezi eu pe tine, fiindcă nu vrei. Înseamnă că e foarte adevărat că ai nevastă mea. Eu sunt Dumnezeul și te voi judeca. Te voi judeca și îți voi face rău, fiindcă ești un prost, fiindcă nu vrei să scoți convorbirile. Și până rezolvi situația, oricum o să o tachinești pe nevastă ta. Să vezi ce vă fac eu de acum încolo. Eu am fost ocupat, mă, până acum. Asta a fost problema. Că am fost ocupat, că m-am mutat, am vândut apartamentul. Dar acum vă distrug, o să vezi. Familia ta o voi distruge. O să vezi cum. Dar încă o dată îți mai spun, sună-mă și hai să mergem la Vodafone. Arată convorbire și am terminat bâlciu. Gândește-te foarte bine, te aștept cu telefon când vrei tu. Că nu are ce să-mi facă poliția, nici SRI, nici nimic. Că mă ascultă? Ce? Nimic. Că-ți fac rău, fac ce știu eu. Că-ți fac rău, pune întrebarea. Că-ți fac rău, fac ce știu eu. Stați un pic. Ce e în mintea mea? Fac ce știu eu, ce e în mintea mea. Dacă nu vei reveni cu telefon, nu te mai salvează nici Băsescu, nici ministrul de interne nu te mai salvează. Opa. Deci, avea niște ramificații. Treaba asta nu e chiar atât de simplă cum pare. Să le arătați la cameră. Deci, faptul că el formulează aceste amenințări și după aia dispare, deci erau numai niște formulări verbale, dar dispariția lui e efectivă. Adică... Și mai e ceva, s-ar putea ca amantul soției lui, trage în concluzia, că era implicat în politică, de-aia vorbea de președintele României la asta timp ar trebui să verificăm. Vorbea, poate am să mă duc la Târgoviște într-o zi. De la SRI, dar e interesant.
interesant, domnul Lazarus, dacă poliția ar vrea să facă într-adevăr investigație, că n-au făcut-o până în momentul de față, numai dumneavoastră ați făcut-o, să vadă dacă în momentul în care a lăsat acel bilet de plecare în străinătate, dacă a ieșit pe la vreo vamă din România. Că automat, când pleci din țară, se consemnează. A ieșit pe la vama Borș în data de... De principiu, dar dacă a plecat cu buletinul și doar arată buletinul așa, nu știu... Oricum consemnează acum, nu? E posibil să nu. Toate ieșirile din țară... Era o chestie din 2014. Din procesul care l-am dat eu dispărut, e clasat. Eu am găsit foi, dar nu știu pe unde este. L-a clasat. Adică ei a scăpat. Poliția a scăpat tot. Adică l-a dat eu dispărut și cu ce acte m-am dus eu și ce am făcut. Dar ei, ca să scape mai repede, l-a clasat și gata. S-a terminat. Păi, nu știu cum putea să-l claseze, că nu a apărut. Chiar el nu a mai apărut. Deci nu poate fi clasat, poate fi în lucru. Dar stați un pic, dacă era totuși o anchetă în curs cu privire la faptul că băiatul dumneavoastră îl amenința sau în sfârșit ce se întâmplă, îl șantaja, amenința în sfârșit pe agresat în 2013, dar la urmă n-a mai. Pe amantul soției lui. Asta. Atunci automat s-ar putea ca SRI-ul, că el face referire băiatul dumneavoastră și la chestia asta cu SRI-ul. SRI-ul să fi înregistrat toate convorbirile, să fi fost ascultat telefonul ambiental și așa mai departe. Pare că era convins că l-ascultă SRI-ul. Da, păi și de-aia zicea că nu e frică chiar dacă exact l-ascultă SRI-ul. Deci îl știa. Uite ce știe. Uite că l-a luat. Deci la dosarul respectiv, la parchet, s-ar putea găsi toate aceste înregistrări. În dosarul respectiv, în dosarul ăsta de amenințare, de agresiune. Și mai este ceva, dumneavoastră puteți să întrebați și pe cei de la DIPI. 2 și un sfert, cum se spunea. Deci cei de la 2 și un sfert se ocupă de protecția polițiștilor. Și automat cei de la DIPI au dosarul profesional al băiatului dumneavoastră. Și știu în orice moment ce cu care era soarta băiatului dumneavoastră. Deci să faceți și acolo să vorbiți cu cei de la SRI local, cei de la DIPI, să vedeți ce e și cu dosarul ăsta. Dar de ce nu-mi dă voie să fac dosarul? De ce nu dă drumul la dosar? Deci să meargă la tribunal? În ce an a plecat el? În 2014? A dispărut? Da, 2014. În decembrie. Dar cine era ministrul de interne? Au fost mafiotul ăsta de Vasile Blaga, că el era cu... avea ramificații și pe acolo și pe... Nu știu cât de mafiot e, dar în 2014 nu cred că mai era Blaga. Nu mai era el? E culpa, nu știți, lăsați-l încolo de... Da. Da. Deci povestea este foarte complexă. Și știți de ce e foarte interesant, domnul Lazaru, să-i spune, doamne, că poate nu cunoaște lucrurile astea. Cred că era Oprea totuși atunci. Oprea. Da, Oprea cu Gigine, vedem ce s-a întâmplat și în cazul lui Gigine, cum se mușamalizează tot. Vedeți că doamna Florentina este o fană a domnului Oprea și va interveni imediat ca să vă contrazică. Nu glumiți, domnul Lazar. Nu glumesc, adică știu că dumneavoastră... Eu atunci când am fost invitată, mă iertați că vă întrerup, în cazul Gigină, am spus că băiatul i-a cerut tatălui să renunțe la proces, la vărsare de sânge, pentru că așa a fost, atât a fost misiunea lui pe pământ. Nu e, bine, da? Asta e din punct de vedere spiritual, doamnă. Și dar din punct acolo, de vedere karma de familie, nu înțeleg ce spuneți voastră. Și karma dar de din familie. Punct de vedere legal și avem un mare specialist. Sigur, aici, acum orice moarte poate fi interpretată spiritual ca o chestiune karmică. Da, e logic. Sigur. Dar dacă nu erau păcatele personale ale familiei, nu se întâmpla. Deci moartea copilului înaintea părinților, să știți că înseamnă niște datorii karmice. Nu, în afară de faptul că e o tragedie nevindecată în sufletul părinților, dar este o karmă de familie care are în spate niște datorii karmice. Domnule, am înțeles, dar Oprea, Gabriel Oprea, care era ministru de interne la timpul respectiv, dacă nu cerea în mod abuziv coloana oficială, el n-avea voie la coloana oficială, numai președintele României are dreptul la coloana oficială, atunci când sunt vizite de stat, dacă nu cerea coloana oficială pe timp de ploaie, nu se întâmpla nenorocirea cu tânărul acela, ba, care se întâmpla, era antemergător. S-a întâmplat, să știți, chiar pe 20 octombrie, când e ziua Sfântului Gherasim Chefalonitu, izgonitorul demonilor. Dar, nu este nimic întâmplător. Din punct de vedere juridic, domnul
prea, îmi pare rău că vă spun, da, nu are nicio vină. Păi cum să n-aibă, doamne? Păi nu are. Păi stați puțin, nu are, dacă deci el n-avea dreptul să stați. Familia, familia a fost sub acest blestem. Înțelegeți dumneavoastră? Din punct de vedere spiritual. Da, și așa, nu numai. Eu vorbesc din punct de vedere juridic. Din punct de vedere juridic, nu are el nicio vină. A făcut un abuz, fiindcă n-avea voie, n-avea dreptul la coloana oficială, doamnă. Nu, asta este domnul abuz, Oprea nu are nicio vină în acest caz. Doamnă, pentru, o să vedeți vedere, că se va dovedi, pentru că stați, nu domne, are nicio vină. Cum să nu aibă vină, domnule? Nu are, păi, o să vedeți. Auziți, ăsta e un abuz, dacă el nu a cerut coloană. Nu e niciun abuz. Stați, domnule, ia cere și dumneavoastră coloană oficială acum și din cauza dumneavoastră se întâmplă o nenorocire cu antemergător. Nu din cauza mea, păi, deci acolo e problema, deci unei familii voie, care a avut niște plăți din trecut și această karmă de suferință. Apreciez cum vedeți dumneavoastră lucrurile. Auziți, domnul Marinescu, orice om, orice familie, dacă are multe păcate în spate, asta e altceva, și, păi nu este, asta e nu este altceva, că doamne, noi suntem interconectați. El a murit din nu cauza acestui altceva. Individ, acestui nu, individ, ministru nu, de interne, era în karma care lui, în mod abuzat, era în karma da, doamna familiei lui, și-a chemat, și-a chemat antemergător. Nu, asta e subiectul. Deci nu. Stați puțin, doamne, ce spune legea în momentul de față? Nu vorbim de lege aici, vorbim de legile karmice spirituale care au fost încălcate. Domnul Daniel Ionașcu este avocatul părții vătămate. Da? Deci, în momentul de față, acest Gabriel Oprea, acest mafiot, da, este anchetat. Nu vă rog să nu vorbiți urât de nimeni. Dar nu e vorbit, nu, doamne. Nu, vă rog. Doamne, vă rog deci, să vorbiți. Din cauza lui a murit cineva. E anchetat nu din cauza pentru, lui. Doamne, e anchetat pentru omor de culpă. Acest puțin. Băiat a murit datorită păcatelor nu din adevăr, familie. Nu e adevărat, lăsați-l, doamne, păcatele. Lăsați-l, doamne, păcatele. Da, doamna, și pe toți ăștia. Doamna, nu lăsăm, dacă, pentru că aceste păcate nu ne lua fiind... în coloană mai murea... Poftiți? Zic că, domnul, dacă... aici dumneavoastră puteți fi sau nu în conflict. Nu pentru sunt că, în conflict cu într-un nimeni. Fel, vă situați pe paliere diferite. Eu vorbesc în punct de vedere juridic. Vă situați pe paliere diferite. În spiritual și da. Nu mai. Da, da. Și nu mai. Da. Eu întreb, dacă el nu era luat de Oprea în coloana aia, el murea oricum? El murea oricum, asta am vrut să subliniez. Murea adică era fel, ziceți, domnul Marinescu. Toți murim odată, băiatul, doamne, avea anumite... Oricum moarte toți, a spus la urcă, da. Da, dar asta nu e o moarte în astrograma naturală. Lui normală, da, da, a spus foarte bine, este o moarte intempestivă, care a survenit. Aha. Și avea acolo niște plăți în astrograma lui. Haideți ca și că vreau să vă completez cu ceva, zic eu, interesant. Și ia să ne gândim. Da. Nu-l lua Oprea în coloană, ok. Da. Să mergem pe punctul de vedere al doamnei Florentina. Deci nu-l lua în coloană. Nu știu, stătea acasă, îi cădea un tablou în cap. E altceva. Nu îl acuza nimeni pe Oprea sau pe altcineva. Exact, deci murise în urma unui accident nefericit, da, la el exact, în casă. Exact. Nu știu ce i-a căzut în cap. Bun. Acum, nu cumva, dacă aș merge pe logica dumneavoastră, și Oprea are ceva pe karma lui, de vreme ce a intrat în nenorocirea asta. Bineînțeles. Păi asta, vedeți? Păi și noi aici, la deci, această masă, fel... pentru că e doamna Aritina și domnul Marinescu și eu și dumneavoastră, o parte din karma noastră participă la suferința dânsei. Asta cu pierderea băiatului. Eu, din păcate, adică particip nu e cu părți din karma mea la suferința multora. Multora, da. Asta sigur, e nenorocirea vieții mele, da. Asta e altă poveste, da. Știți ce se întâmplă? Era scris din astrograma băiatului natală și în harta lui numerologică să plece intempestiv. Înțelegeți? În urma unui accident. Da, deci, da, vedeți, l-a tras pe Oprea în chestia asta. Indiferent ce ar fi fost. Dacă ar fi fost așa. Dacă, și pe Mazilu, atenție, doamne. Da, dacă familia Mazilu, constructorul, atenție, constructorul care s-a ocupat de repararea drumului mi-a fi, fost mie coleg de facultate, am și vorbit cu el. Deci, constructor și el are o mare parte de vină și au o mare parte de vină exact Primăria Capitalei. De ce? Să cere o autorizație la Primăria Capitalei. În străinătate vreau să vă spun că primăria îți dă autorizație și spune dom'le, lucrezi zi și noapte până termin acea intervenție. Dacă nu putem să o lăsăm așa o exact, gaură în asfalt. Și, și într-o noapte au rezolvat problema. Eu eram la New York și m-am sculat la 3 noaptea că ăia lucrau pe stradă acolo. Spărgeau stradă. Da. Dimineața când m-am dus era nivelat tot. Așa se întâmplă. Nu deci se au discută. O vină și cei de la Primăria Capitalei de la timpul respectiv, nu știu cine era primar,
fiindcă au dat autorizație pe o perioadă îndelungată, trebuia să-i dea autorizație, domnule, 5 ore, 10 ore, până termin intervenția și atenție. Și trebuiau foarte bine iluminată acea, știu eu, cu niște semne, acea groapă. Deci n-au fost nici bine iluminate, n-a fost nici păzită, nu se lucra. Din contră, era și ploaie, polițiștii pe motociclete n-aveau voie să circule pe timp de ploaie. Domnul Oprea, abuziv, a făcut apel și a cerut, nu contează, ploaie, o minge, mie să-mi vină coloana, că eu sunt buricul pământului, eu sunt Dumnezeu și așa mai departe. Nu, deci, auziți, familia aceasta avea nu un blestem. Așa, dar avea un blestem să li se piardă neamul. Și neamul se pierde, domnul Lazarus, în momentul când este un băiat. Doamne, înțelegeți, într-o familie, înțeleg. Nu o fată. Dar uitați aici, deci codul penal special lambă. Da, deci domnul Oprea este învinuit, atenție, pentru omor din culpă, nu doamnă. Nu este vinovat. Fiindcă dânsul a zis... Domnul Oprea n-are nicio vină. Stați cum să ne... judecător dumneavoastră. Stați părerea să vină procesul. Mea, permite să am și eu un punct de vedere, nu numai dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți prieten cu el. Nu are legătura asta. Aveți prieten, sunteți prieten. Nu, deci nu are. Asta, că atunci domnul, sunteți subiectivă, doamnă. Nu sunt subiectivă, dacă sunteți dar orice de familie, om, orice nu cred om, ce v-ați întâlnit vreodată cu domnul Oprea, doamnă Florentina? Nu, nu m-am întâlnit niciodată. Haideți să luăm o pauză de publicitate înainte de ultima parte a emisiunii noastre și oricum a fost interesantă această polemică pe două paliere diferite. Revenim imediat, dragi prieteni, după pauză. Iată-ne, dragi prieteni, pentru ultima parte a emisiunii noastre. Discutam, așa cum ați văzut cu toții, despre această dispariție misterioasă a lui Victor Stoica, un fost polițist care a bănuit-o pe soția sa de infidelitate și de aici a ieșit o întreagă nebunie până la o internare într-un spital de psihiatrie și ulterior dispariția lui absolută, dispariția de câțiva ani buni, nerezolvată de toate polițiile și de toate organele de cercetare din România. În mod paradoxal, în timp ce era dispărut, s-au mai constituit și alte dosare care solicitau reinternarea lui la psihiatrie în condițiile în care nimeni nu știe de fapt unde este. Peste toate aceste lucruri, am venit astăzi cu această noutate, cu biletul holograf, așa cum arată el, de unde deducem cu modestele noastre cunoștințe că sunt discuții serioase și chiar pur științifice cu privire la autenticitatea lui, cel puțin prin faptul că nu este datat deloc, că a decis să plece într-un moment în care de fapt ar fi trebuit să stea, pentru că toată lumea l-acuză de o psihoză din asta, de o nebunie, pur și simplu, mai pe înțelesul publicului, cu privire la această relație, posibilă relație pe care o avea soția, deci o gelozie dusă până la extrem. Omul gelos, care aproape nebunește de gelozie, regret, dar nu pleacă. El stă acolo și urmărește. Corect. Că asta e problema lui. Logic. Domnul senator, logică cum, de cum o priviți? Ce spuneți dumneavoastră. Eu vreau să vă întreb, doamnă, cumva pe site-ul poliției, băiatul dumneavoastră e dat cu fotografie la dispăruți? Da. Da? Deci da. E dat la dispăruți. La sfârșitul anului 2015. Atunci la sfârșitul anului 2015. Și ulterior în urmărire generală. Și, și de atunci niciun semn. Nu. N-au spus că există, că nu există. Păi sunt peste 5.000 de crime cu autori necunoscuți în acești 28 de ani. Și sunt mii de oameni dați dispăruți. Și nimeni nu se ocupă de ei. Doamna, dacă ne spune cum e karma și spune dânsa că trăiește, ar fi foarte bine și m-aș bucura. Dar eu zic că fiecare, că tot discutam de cazul mai devreme cu mafiotul Oprea și Gigină, fiecare trebuie să răspundă pentru faptele lui. Cu inculpatul, bine a spus dumneavoastră. Încă. Domnul Marinescu, da. Vă rog frumos, fiecare trebuie nu să faceți afirmații nefondate. Domnule, are un dosar penal. Legile carnice sunt foarte puternice. Doamne, dacă eu am înțeles, cunoaște, fiecare să răspundă. Nu aruncați cu pietre, doamne, că nu e bine. Eu vorbesc de logică, vorbesc de codul penal. Nu e nicio logică aici. Acest e vorba individ, de legile acest spirituale. Lăsați-l legea, el nu e judecat pe legile spirituale, ba da, e judecat toți, pe codul să penal. Vedeți. Lăsați, doamne, conștiința nu e în regulă. Determină existența. Doamne, e asta, așa spunea Marcel, nu? Păi vedeți. Așa, bun. Am trecut ce la nu comunism. Este adevărat? Doamne. Ce legătură are comunismul cu ce am spus? Conștiința, noi vorbim de energie, vorbim de vibrație, vorbim de păcate personale ale unei familii. Eu nu mă bag. Erau pur materialiști. Haideți să vă spun,
Patușa Bondarencu, care a fost cel mai mare criminal al tuturor timpurilor, a fost șeful securității statului din 48 până în 52, a trimis la moarte la canal peste 500.000 de deținuți politici. A murit de moarte bună. Da, Alexandru Dăghiș, ministru de interne. Alexandru Dăghiș, ministru de interne, la fel, a făcut numai nenorociri în perioada bolșevică. A murit la Budapest acum câțiva ani de moarte bună. Teohari Georgescu, la fel. Și așa mai departe. Deci dacă oamenii ăștia, dacă există o justiție divină, cum spuneți dumneavoastră, da. Păcate, vinovații da. Trebuie să plătească, doamnă, nu copiii și nepoții și urmașii urmașilor lor. Înțelegeți, doamnă? Deci asta este. Deci aici, aici nu sunt de acord cu dumneavoastră. Nu e nimic, nu trebuie să fie. Era un punct de vedere diferit. O maximă. Era o maximă. Jigodiile sunt longevive. Exact, exact. Dar cum a apărut această maximă? Cu doamna Aritina, auziți, doamna Aritina, din păcate, este sub manifestarea acestor energii negative în familie, da? Aceste vrăși farmece pe care le are asupra dânsei și a familiei și o afectează și va trebui să meargă la preot, o să o învăț și eu ce să facă, doamne, ce rugăciuni și ce trebuie să facă, logica dumneavoastră, ca să iasă din aceste blocaje. Pentru că ele sunt de ani de zile, nu de acum. După logica dumneavoastră, toți criminalii ar trebui să fie lăsați liberi, toți infractorii, că e o karmă și îi plătesc pentru, știu, niște greșeli ale înaintașilor. Dar stai puțin. Cam în direcția asta ne duce. Doamna Florentina, deci dacă merge... Judecata de valoare a dumneavoastră nu are relevanță vis-a-vis de codul penal, de un echilibru, doamnă, între faptă și pedeapsă. Din punctul dumneavoastră de vedere, dar să știți că din punct de vedere karmic, deci totul se plătește. Da, doamnă, dar vedeți că la nivel de familie, până la urmă, nu oamenii ăștia, criminalii, nu sunt judecați karmic. Că dacă ar fi judecați karmic, ar fi lăsați în libertate toți, după cum spuneți dumneavoastră, și să scoată ochii, să nu mai omoare și pe alții. Nu e așa, nu. Dumneavoastră ați doamnă, perceput dacă, greșit. Dacă, stați puțin. Mă iertați. Vechiul Testament spunea așa, legea talionului, dinte pentru nu dinte, mai în vigoare, dumneavoastră nu puțin. Vedeți că nu e în vigoare. Ba da, ascultați-mă, este sub altă formă. Sub altă formă. Codul penal spune așa, la același lucru. Dumnezeu, un vinovat trebuie să plătească. Sigur. Și plătească în fața justiției. Da. Și al lui Dumnezeu, cum spuneți dumneavoastră, dar până una alta pe pământul ăsta... Dumnezeu n-a făcut păcatele personale ale neamului respectiv. Să vă spun deci ceva. De asta persoanele din acel știți, neam trebuiesc să plătească. Deci decalogul spune clar, să nu omor, să nu fur, să nu minci și așa mai departe. Deci decalogul... Să nu precurvești exact, ce se potrivește codul în cazul penal, codul ăsta penal este o transpunere și legea de bază e tot decalogul până la urmă și a Constituției. Deci nu ne îndepărtăm de adevăr. Deci, adevărul urmă, este unul singur. Exact. Până la urmă, Dumnezeu suntem spune de foarte acord. Clar. Vinovatul să plătească. Că asta spune. Prin dar decalog. Nu Dumnezeu spune. Da, păcatele atenție. Personale dintr-un neam, dintr-un arbor genealogic se manifestă și se duc până la a noua generație. Da? Doamna, degeaba a spus de persoanele alea că au trăit altceva. Bine și până la 80 și ceva de ani, pe pământul ăsta, pe lumea cealaltă. Doamna, dumneavoastră vorbiți ce se întâmplă pe lumea cealaltă. Nu, aici, pe lumea asta, nu, pe lumea, aici, aici, dar, aici, după pe logica pământ. Dumneavoastră, toți criminalii ar trebui să fie și toți infractorii, toți corupții să fie liberi. Pe legile spirituale. Știți după cum spuneți dumneavoastră în momentul de față? Domnule, unul care a furat, care a făcut nenorociri crime, dacă are o anumită karmă și dacă înaintașii lui au făcut niște lucruri rele, el nu trebuie să plătească pe pământul ăsta. Da, trebuie să plătească. Asta e, domnul Marinescu încearcă să înțeleagă aplicabilitatea codului penal în directă coliziune cu legile karmice. Deci, dacă legile karmice spun X moare acum în contextul X și în felul acesta și cineva conjunctural, să zicem, ar putea fi vinovat de moartea lui, intră în coliziune conjunctura în care moare cu karma. Știți ce se întâmplă? Da, potrivit vederea. Asta spuneți dumneavoastră, doamnă. Spun, deci dumneavoastră spuneți... Putea această familie să evite această moarte intempestivă. Cum să o evită, doamnă? Da, dacă cum știa, doamne, dacă avea zis, cunoaștere... Păi nu a cunoscut pe dumneavoastră. Nu neapărat. Sau pe altcineva ca neapărat. Dumneavoastră care deci, crede dacă în... Știa, ce e interesant, ce le-ați fi putut spune, doamna Florentina? Dacă cunoștea predispozițiile la care le are băiatul lor, dacă avea o hartă numerologică și prin anumite fapte bune și procedee care se fac,
puteau să evite această ziceți că familia n-a făcut fapte bune? Șeful poliției care l-a trimis, care a primit ordine de la preot. Lăsați-l pe preot, domne. Da, deci, de ce să lăsăm Gigină, pe preot? Trebuia Gigină, să preot, Dumnezeu să-l odihnească. Două secunde, doamne. Personale. Două secunde. Domnul Gigină era sub ofițer, da? El a primit ordin, domnule, te uși pe motocicletă, pe ploaie, pe vânt și vii să-l conduci pe regele Gabriel Oprea, că vrea el să ducă la șpriț, să ducea de la Ministerul de Interne, dacă știți și dumneavoastră, de la Ministerul de acasă, de la el din Cotroceni, s-a dus la restaurantul din Știrbei Vodă, că avea un salon rezervat acolo, nu puteai să intri în restaurant, că spunea, domne, este Dumnezeu pe pământ, aici este regele Gabriel Oprea, n-aveți voie să intrați în restaurant. Deci se ducea la cârciumă și a chemat niște antemergători, că așa, regii merg cu antemergători, da? Și l-a chemat și pe amărâtul ăsta, căruia i-a pus viața în pericol și din cauza lui acest Oprea, Gabriel Oprea, s-a întâmplat acel accident. Nu dacă adevărat, nu chema, domnul Gabriel dacă Oprea nu are nicio vină. Păi cum doar când el a dat dispoziție? Să se, domnul Marinescu, rămâne deci aici, de fapt, sunt mai multe, rămâne e un context. Da, și să da. Vedeți că nu are nicio vină. Da? Doamne, eu nu contest că la un moment dat... Deci Oprea a fost trimis în judecată pentru omor din culpă. Corect. Da, bun. Dar nu e adevărat. Mai departe, dar mai departe. Dacă, cu toate că el nu avea dreptul la coloană... Eu vă fac o previziune cu mulți ani înainte. Așa. Că nu, domnul Oprea nu este vinovat și nu va plăti. Da? Eu vrei deci să vă domnul Oprea nu va plăti. Vreau deci să vă va fi achitat în procesul. Vreau să vă... E o altă previziune interesantă de urmărit. Vreau să vă spun următorul lucru. S-ar putea să mergem și pe pista dumneavoastră din alte puncte de vedere. Vedeți dumneavoastră, instanțele în momentul de față au ajuns niște stâlpi ai corupției, da? A infracțiunii. Eu nu pot să-mi permit să spun ascultați, așa ceva. Ascultați-mă păi, da, până la capăt. Cu pietre doamnă, în toată lumea. Ascultați-mă e, puțin până la capăt. Doamnă, Marie, au ajuns niște dosare prin care s-a arătat. Justiția română e corectă. Doamnă, ascultați-mă puțin, vă rog, v-am ascultat. Dosarul Microsoft, da? Un tun de peste 400 de milioane de euro. A fost ținut acest dosar de Chioveși la DNA până s-au prescris faptele, nu s-a recuperat niciun ban și au fost, cum să zic eu, scoși din culpă 7 miniștri. Bun. Dosarul deci, privind acolo privatizarea... e o cârdășie între câțiva exact, oameni. Exact. Da, mai departe. Ascultați-mă. Nu ascultați-mă. Doamna, ascultați-mă. Dumneavoastră nu înțelegeți locul. Bun. Nu are argumente. Dosarul Microsoft a fost aruncat la coș. Exact. Da, la din păcate. Mai așteptați-mă. Alte dosare. S-au terminat cu achitări. Deci au fost făcute paiurea. Dați-mi voie să vă spun până la capăt. Da. Dosarul Arlos Latina, un tun de 500 de milioane de euro, da? A fost ținut până s-au prescris faptele. Nu s-a recuperat niciun ban. Vedeți dumneavoastră Crebenciu, că-l cunoaște pe toată țara pe Crebenciu. Ce a făcut? A dat și el un tun de 300 de milioane de euro, atenție, cu niște retrocedări frauduloase. Atenție, și a recunoscut vina. Zice, da, domnule, eu-s vină, dă vină cu palt Iisus și așa mai departe. Câți da, ani de pușcărie? Da, 2 ani de pușcărie. Și nu s-a recuperat nimic. Deci despre asta e vorba, da, doamnă. Domnul Marinescu, deci, aici, doamna judecătorii, Florentina, în general, unii din ei... Și să remarce faptul că atât Cocoș cât și Hrebe s-au dus cu copiii cu tot la arest preventiv. Păi vedeți, doamne, aici era tot o plată karmică, pentru că, auziți, în momentul când în astrogramă... Terminați-vă repede ideea că s-a terminat emisiunea. Da. Sunt anumite planete care arată că persoana respectivă poate să facă pușcărie, poate să aibă un accident, poate să își piardă viața în condiții... Ne oprim aici, dragi prieteni, ne oprim aici, stimați invitați, pentru că spațiul afectat emisiunii noastre s-a terminat. Ne revedem și duminica viitoare la ore 16 cu niște discuții la fel de antrenante, cu subiecte la fel de interesante. Toate cele bune și rămâneți cu B1 pentru că aveți ce vedea. Strabag vă prezintă urmă.